Aici însă asemenea momente păreau într-o măsură mult mai mare să fie normal, nu o excepție memorabilă. Anakin reveni cu ochii la Pedme și constată că ea se întorsese în direcția casei, de unde se apropia o femeie care îi semăna foarte mult. Nu era totuși exact ca Pedme, ci mai vârstnică, mai trupeșă și mai. Tocită era singurul cuvânt la care se putea gândi Anakin. Totuși nu într-un mod neplăcut da privindu-le pe cele două cum se îmbrățișează strâns, vedea limpede. Așa putea deveni Pedme, mai așezată la casa ei, poate mai mulțumită. Ținând seama de asemănarea remarcabilă, nu fu deloc surprins când află că era sora ei, Sola. Mama și tata vor fi teribil de fericit să te vadă, îi spuse Sola. Au fost câteva săptămâni grele pentru ei. Pedme se încruntă. Știa că zvonurile despre atentate trebuiau să fie ajuns la urechile părinților, iar lucrul acesta o tulbura poate mai mult ca orice altceva. Anakin citit toate acestea pe fața ei, le înțelese și o iubi cu atât mai mult pentru generozitatea aceea. De fapt, pedme nu se temea de nimic, putea accepta cu bravură și fermitate realitatea situației ei curente, realitatea faptului că cineva încerca să o ucidă. Singurul lucru care o tulbura însă, pe lângă ramificațiile politice ale unor asemenea distrageri și modurile în care ele îi puteau șubrezi poziția în senat, era efectul acestui pericol asupra celor pe care iubea. Anakin știa că Pedme nu dorea să-și îndurereze familia. El, care își părăsise mama însă că la vie pe tatuine, putea să aprecieze asta. Mama pregătește prânzul, explică Sola, sesizând neliniștea Pedmei și schimbând inteligent subiectul ca de obicei, ai sosit exact la timp. Porni spre casă. Pedme așteptă ca Anakin să vină lângă ea, apoi îl prinse de mână, ridică ochii, îi surse și îl conduse către ușă. Erdoi de doi rulă imediat în urma lor, curioși și puja țopând în jurul său. Interiorul locuinței era la fel de minunat și plin de viață și culori pastelate ca și grădina. Nu existau lumini orbitoare, console piuitoare sau ecrane de calculator pâlpâitoare, Mobilele erau capitonate și confortabile, iar pardoselile din piatră răcoroasă sau acoperite cu covoare moi. Nu era o clădire de felul celor pe care Anakin le cunoscuse pe coruscant și nici o colibă, așa cum cunoscuse prea bine pe tatuine. Nu văzând locul acesta, strada, grădina, interiorul casei, padawanul fu și mai convins de adevărul declarației pe care i-o făcuse pe Dmeinu cu mult timp în urmă, dacă ar fi crescut pe Nabu, n-ar fi părăsit niciodată planeta următoarele prezentări fură ceva mai stingeritoare, dar numai pentru o clipă, cât timp Pedmei făcu cunoștință lui Anakin cu tatăl ei, Rue, un bărbat cu umeri lați și chip simplu, puternic și bălând. Purta părul castaniu tuns scurt și, deși părea de modat, transmitea în același timp un sentiment de relaxare. Pedmei o prezentă după aceea pe Jobal și Padawanul știu că era mama ei, fără să-i o fi spus în clipa în care o privi, înțelese de unde moștenise pe dme zâmbetul inocent și sincer și privirea care putea dezarma o gloată de corsari gamoreani se toște sânge. Chipul lui Jobal deținea aceeași expresie liniștitoare și aceeași generozitate evidentă. Puțin mai târziu, Anakin, dme și Rue se așezară la masă, păstrând o tăcere destinsă și ascultând agitația din încăperea vecină, zângănitul de farfurii și pahare și expresia repetată frecvent de sola, e prea mult, mamă de fiecare dată când o auzeau, Pedme și Rue surâdeau cunoscător. Mă îndoiesc că au îndurat foamea de la Coruscant până aici, exclamă sola exasperată, ieșind din bucătărie și privind peste umăr în timp ce vorbea. Purta în mâini un castron mare, plin cu mâncare. Ajunge pentru tot orașul. Întrebă pe șoaptă, când sora ei așeză vasul pe masă. O știi bine pe mama, sosi răspunsul. Tonul îi spuse lui Anakin că nu asista la un episod izolat, ci că Jobal era cu adevărat o gazdă grijulie cu aspeții. În ciuda faptului că mâncase recent, mâncarea adusă arăta și mirosea foarte îmbietor. Nimeni n-a părăsit vreodată flămând casa asta, explică Sola. Ba nu, o corectă pedme, odată un musafir a plecat fără să mănânce. Dar mama a fugit după el și l-a târât înapoi, ca să-l hrănească, ori ca să-l bage la cuptor replică iute padauanul și ceilalți trei îl priviră o clipă, neînțelegător, pentru că apoi să priceapă gluma și să izbucnească în râs. Încă chicoteau când Jobal a purtând un castron și mai larg cu mâncarea burind, ceea ce, desigur, îi determină să hohotească mai tare. Jobal îi fixă însă cu o privire autoritară și orice râsete încetară. Au sosit la timp pentru prânz, rostia. Știu ce înseamnă asta. Așeză vasul aproape de padauan și-și puse mâna pe umărul lui. Sper că ți este foame, Anakin. Puțin ridică el ochii și surse călduros. Expresia de recunoștință nu-i scăpă pe Dmei, care i făcu cu ochiul când o privi. Este doar politicos, mamă, zise ea. Adevărul este că suntem lihniți. Jobal zâm larg și în cuvință, aruncând uitături de superioritate spre Sola și Rue, care îi zbucniră iarăși în râs. Totul îi se părea relaxat lui Anakin, faiersc și e foarte asemănător cu ceea ce își dorise el din totdeauna în viață, deci poate că nu știu să. Avea să fie perfect, da, perfecte atât doar că mama lui nu era aici. Un nor îi trecu iute peste chip, gândindu-se la mama rămasă pe tatuine și la visurile tulburătoare care îi se furișau în ultima vreme în somn. Le alungă grăbit și se uită în jur, mulțumit că nimeni nu părea să-i fi observat în egurarea trecătoare dacă sunteți flămânzi, ați sosit în locul și la momentul cuvenit, rostirue privindu-le pe Anakin. Mănâncă, fiule! Jobal și Sola se așezară și începură să distribuie platourile și supierele. Anakin se servi cu porții zdravene din mai multe feluri de mâncare. Toate erau necunoscute, însă aromele lor îl anunțau că n-avea să fie dezamăgit rămase tăcut în timp ce mânca, ascultând pe jumătate discuțiile ce se purtau în jurul mesei. Se gândi la mama lui și își dori mult să o poată aduce aici, ca femeie liberă, pentru a se bucura de viața pe care o merita. Trecu destul timp până ce reveni cu întreaga atenție la conversații, simțind tonul serios al lui Jobal care îi se adresă pe Dmei. Mă bucur tare mult să te vedem sănătoasă, scumpo. Am fost foarte îngrijorați. Padawanul ridică ochii la timp pentru a zări privirea intens dezaprobatoare prin care răspunse Pedme. Străduindu-se în mod evident să disipeze tensiunea potențială, Rue puse mâna pe brațul soției sale și rosti încet. Iubito, știu, știu! Exclamă Jobal. Dar a trebuit să-i o zic. Acum am terminat. Solaș trese glasul. Este un moment cu adevărat aparte, vorbia și toți o priviră. Anakin, știai că ești primul băiat pe care sora mea l-a adus vreodată acasă. Sola. Făcu pedme, dând ochii peste cap. El nu-i ceea ce crezi. Este un jedi pe care senatul l-a însărcinat să mă protejeze. Un bodyguard. Se încruntă jobal, tulburată. Pedme, nu ni s-a spus că e chiar atât de serios. Oftatul Pedmei fu amestecat cu un geamăt. Nici nu este, mamă, replică ea. Îți promit, oricum, Anakin este un prieten. L-am cunoscut cu mulți ani în urmă. Îl mai țineți minte pe băiețelul acela care i-a însoțit pe J din timpul blocadei. Câteva exclamații de recunoaștere răsunară în jurul mesei, însoțite de încuvințări din cap. După aceea, pedmezăm către Anakin și continuă, suficient de apăsat pentru ca tânărul să înțeleagă că afirmațiile ei anterioare despre poziția lui aici nu erau complet adevărate. Între timp s-a maturizat. Anakin se uită la Sola și văzu că îl privea fix, parcă cercetându-le. Se foi stinger în scaun. Scumpo, când ai te gând să te stabilești la casa ta? Întrebă Jobal. Nu te-ai săturat de viața asta. Țin să-ți spun că mie mi-a ajuns până peste cap. Mamă, nu mă găsesc în niciun fel de pericol, insistă pe dme și îl prinse pe Anakin de mână. Este adevărat? Îl întrebă Rue pe Padawan. El îl privi atent pe tatăl pedmei și recunosc cu îngrijorarea deschisă. Bărbatul acesta, care în mod evident își iubea mult fica, avea tot dreptul să știe adevărul. Mă tem că există un pericol. Chiar în clipa în care termină de vorbit, simt strânsoarea pedmei întețindu-se. Dar nu prea mare, continuă iute și se răsuci către Anakin, zâmbindu-i, dar într-un fel care l-avertiza, o să mi-o plătești tu mai târziu. Nu-i așa. Ultimele cuvinte fusese aproape scrâșnite printre dinții dezveliți în sursul amenințător. Senatul a considerat că este mai prudent ca ea să plece de pe coruscant și să fie protejată de un jedi. Vorbea Nakin pe un ton relaxat, fără să trădeze în niciun fel durerea pricinuită de unghiile tinerei care îi se înfipseseră în carne. Maestrul meu, Oboan, se ocupă chiar acum de rezolvarea situației. În scurt timp, totul ar trebui să reintre în normal răsuflă mai lin când Pedmeș relaxă strânsoarea, iar Rue și chiar Jobal părură să se destindă. Anakin știa că se descurcase cu bine, totuși fu surprins să vadă că Solanul slăbise din ochi și surâdea, ca și cum ar fi știut un secret. O privi întrebător, dar femeia se mulțum să surâdă și mai larg. Uneori regret că n-am călătorit mai mult, recunoscu Rue față de Anakin după prânz, când amândoi se plimbau prin grădină. Trebuie să-ți spun totuși că sunt fericit aici. Vedme mi-a spus că predai la universitate. Da, iar anterior am fost constructor. În tinerețe am lucrat pentru mișcarea de ajutorare a refugiaților. Anakin îl privi întrebător, deși nu tocmai surprins. Par destul de interesat de serviciile publice, observă el. Nabu este o planetă generoasă, explică Rue. Avem tot ce dorim și tot ce ne-am putea dori vreodată. Hrana este abundentă, clima bâlândă, priveliștile. Minunate, complete Anakin. Așa e, suntem un popor foarte norocos și o știm. Norocul acesta nu ar trebui să fie considerat un dat și de aceea încercăm să împărțim ceea ce avem și încercăm să ajutăm. Este modul nostru de a spune că salutăm prietenia celor mai puțin norocoși și că nu ne considerăm îndreptățiți la ce avem, ci mai degrabă că ne simțim bine binecuvântați mai presus decât am merita de aceea împărțim tot ce avem și de aceea activăm în serviciile publice, procedând astfel, ne dezvoltăm într-o oarecare măsură și ne împlinim mai mult decât am putea să o facem profitând pur și simplu de darurile naturii. Anakin rămase pe gânduri. Cred că la fel se întâmplă și cu Jedi, zise el în cele din urmă. Și noi am fost înzestrați cu daruri de seamă și ne instruim cu zel pentru a le folosi mai mult iar după aceea ne folosim puterile primite pentru a încerca să ajutăm galaxia, pentru a încerca să facem ca totul să fie nițel mai bine și pentru a încerca să oferiți ceva mai multă protecție lucrurilor pe care le iubiți. Anakin îl privi pe rue, sesizând înțelesul celor cuvinte, apoi surâse și aprobă din cap. Zări respect și recunoștință în ochii bărbatului și fu fericit pentru amândouă. Nu putea să nege felul în care Pedmeș privea familia, dragostea ce părea să se revăze din ea ori de câte ori unul dintre ei intra în încăpere și știa că dacă rue, Jobal sau Sola nu l-ar fi plăcut, relația sa cu Pedme ar fi fost afectată. Fu fericit atunci că venise aici nu numai ca însoțitor al Pedmei, ci și ca protector al ei. În casă, Pedme, Sola și Jobal strângeau masa și spălau vesela. Pedme simți încordarea din gesturile marnei ei și știu că ultimele evenimente, tentativele de asasinat, disputele din senat legate de subiectul ce putea duce la război, o împovărau. Trase cu ochiul și spre sola, pentru a vedea dacă putea descoperi vreun indiciu despre felul în care ar fi putut ajuta la diminuarea tensiunii, dar nu văzu decât o curiozitate evidentă, care o deruta. Într-o măsură chiar mai mare decât expresia îngrijorată a mamei. De ce nu ne-ai suflat nicio vorbă despre el? Se interesă Sola cu un zâmbet viclean. Ce vei aș fi putut spune? Replică pedme cât putu mai degajată. Nu-i decât un puști. Un puști? Repetă sora ei și râse. L-ai văzut cum te privește, Sola? Termină. Este evident că ține la tine, urmă Sola. Ce vrei să zici, surioară, că n-ai observat? Anachin și cu mine suntem prieteni, declară pedme sec și un ton consternat îi răsună în glas. Relația noastră este strict profesională. Sola rângi din nou. Mamă, vrei să-i spui să termine? Izbucn pe dme, simțindu-se iritată și stânjenită. Sola izbucni realmente în râs. De acord, poate că nu ai observat cum se uită la tine. Mă gândesc că poate ți este frică să o faci. Termină. Jobal păși între cele două surori și o privi aspru pe Sola. După aceea, se uită la pedme. Draga mea, Sola este pur și simplu îngrijorată. Cuvintele ei sunară însă pe mei doar binevoitor, ca și cum mama ar fi încercat și acum să protejeze o fetiță neajutorată. Mama, ești imposibilă, suspină ea în semn de predare. Ceea ce fac eu este important. Ți-a îndeplinit rolul, răspunse jobal. Ar fi timpul să-ți vezi de propria ta viață. Pierzi multe lucruri de calitate, pe melă capul pe spate și închise ochii, străduindu-se să accepte cuvintele acelea în spiritul cu care fusese reoferite pentru o clipă, regretă că revenise aici, ca să vadă aceleași scene vechi și să asculte aceleași povețe vechi. Dar numai pentru o clipă. Dacă ținea seama de tabloul general, trebuia să admită că era fericită că existau oameni care o iubeau și care își făceau atâtea griji despre ea. Doi oferi mamei un zâmbet liniștitor, iar Jobal în cuvință și o atinse ușor pe braț. Pedme se întoarse spre Sola și văzu că sora ei continua să surâdă. Ce văzuse Sola? ia spune-mi, fiule, cât de serioasă este treaba asta. întrebă e direct când cei doi se apropiară de ușa casei. Cât de mare și de real este pericolul în care se găsește fata mea. Anakin nu șovăi, dându-și seama, așa cum se întâmplase și în timpul prânzului, că tatăl Pedmei nu merita decât o anestitate din partea sa. Împotriva ei au existat două atentate și persistă o probabilitate însemnată să urmeze și altele. Nu te-am mințit însă și nici n-am încercat să minimalizez ceva. Maestrul meu încearcă să dea de urma asasinilor. Sunt convins că va afla cine sunt și se va îngriji de ei. Situația aceasta nu va dura mult. Nu vreau să îi se întâmple ceva, zise Rue cu seriozitatea unui părinte îngrijorat în privința unui copil drag. Nici eu nu vreau, îl asigura Anakin cu aproape la fel de multă Ped Pedme rămase privindu-și sora mai mare, până ce, finalmente, s-o lacedă și întrebă. Ce este? Rămăseseră singure, Jobal și Rue stăteau de vorbă cu Anakin în salon. De ce tot repeți asemenea lucruri despre Anakin și mine? Fiindcă este evident, replică Sola. Îți dai seama tu însă ți nu poți nega. Pedme suspină și se așeză pe pat, ținuta trupului și expresia feței îi oferiră Solei toate confirmările de care avea nevoie. Crezusem că Jedi n-au voie să se gândească la așa ceva, remarcă Sola. Nu se gândesc, dar Anakin se gândește. Cuvintele surorii ei o determinară pe Pedme să ridice ochii. Știi că am dreptate, Pedme clătină neajutorat din cap și sola izbucni în râs. Prin comparație cu el, îi spuse: Tu ești cea cu comportamentul mai asemănător cu al unui jedi. Și n-ar trebui să faci așa. Ce vrei să spui? Pedme nu știa dacă ar fi trebuit să se simtă ofensată, deoarece nu știa realmente care erau intențiile solei. Ești atât de preocupată de responsabilitățile pe care le ai, încât nu acorzi nicio importanță propriilor tale dorințe, în ciuda faptului că nu trești sentimente clare față de Anakin. Habar n-ai tu de sentimentele mele față de Anakin. Probabil că nici tu n-ai habar, zise Sola. Asta pentru nu-ți îngădui nici măcar să te gândești la ele. Să știi că poziția de senator nu exclude posibilitatea de a fi prietenă cu un tânăr. Munca mea este mai importantă. Cine a zis că nu este? ridică sola mâinile în semn de pace. Mi se pare amuzant, pe Pedme, fiindcă tu te comporți ca și cum ți-ar fi interzis, deci nu ți este, în timp ce Anakin se comportă ca și cum. N-ar exista nicio restricție, cu toate că în cazul lui lucrurile stau exact pe dos. Te grăbești cu speculațiile. Anakin și cu mine suntem împreună numai de câteva zile, iar înainte de asta, nu-l mai văzusem de un deceniu. Sora ei strânse din umeri surâsul șiret pe care l-afișase după prânz se transformă acum într-o expresie de îngrijorare reală. Se așeză pe pat alături de pedme și își trec un braț peste umerii ei. Nu cunosc amănuntele și ai dreptate, habar n-am care sunt sentimentele tale. Știu însă ce simte el, iar asta o știi și tu. Pedme o contrazise. Rămase tăcută, simțindu-se fericită în brațele surorii ei, fixând podeaua cu privirea și străduindu-se să nu se gândească la nimic. Te sperie, remarcă Sola. Surprinsă, Pedme ridică ochii. De ce anume te temi, surioară? De sentimentele lui Anakin și de responsabilitățile peste care el nu poate trece cu vederea. Sau de propriile tale sentimente. Ridică bărbia Pedmei, astfel încât se privea ochii în ochi, cu fețele aproape atingându-se. Nu, continuă ea, nu știu ce simți, dar bănuiesc că este vorba despre ceva nou pentru tine ceva care trezește temeri, dar care în același timp este minunat. Este greu să asimilezi totul simultan, îi spuse Pedme lui Anakin ceva mai târziu, pe când rămăseseră singuri în dormitorul ei. Abia aște spachetase lucrurile, iar acum punea din nou haine în valiză. De data aceasta însă erau alte veșminte. Mai puțin protocolare decât cele pe care trebuise să le poarte ca a planetei Nabu. Mama ta gătește excelent, replica Anachina trăgând o privire întrebătoare din partea pedmei care nu înțelese din prima clipă că el glumea și că înțelesese perfect observația. Ești norocoasă că ai o familie atât de minunată, urmă pe un ton mai serios, dar nu se putu abține să nu adauge cu un zâmbet de tachinare. Poate că ar trebui să-i dăruiești solei unele dintre hainele tale. Pedme se strâmbă spre el, apoi privi la bagaje și nu putu să-l contrazică. Nu te teme, la sigură, nu va dura mult. Vreau doar să ajungem acolo înainte să se întunece. Indiferent unde ar fi acolo. Continuă să cerceteze cu privirea încăperea, surprins de numărul mare de dulapuri, toate tixait cu haine. Va să zică, tot locuiești cu ai tăi, clătine el din cap. Nu mă așteptasem la asta. Călătoresc mult, replică pedme. N-am avut niciodată timpul pentru a începe măcar să-mi găsesc o locuință a mea și nici nu sunt convinsă că doresc asta. Reședințele oficiale sunt lipsite de căldura unui cămin adevărat. Nu-i ca aici. Aici mă simt bine. Mă simt acasă, frumusețea simplă a declarației acelea la muți pe Anakin. Eu n-am avut niciodată un cămin adevărat, vorbi el mai mult pentru sine decât pentru pedme. Căminul a fost întotdeauna acolo unde era și mama. O privi și surâsul ei înțelegătorul îl bucură. Pedme își reluă pachetatul. Ținutul lacurilor este minunat, începuia să explice, dar se opri când văzu că Anakin ridicase o hologramă și rângea larg. Tu ești aici. Întrebă el arătând fetița de cel mult șapte-opt ani din hologramă. Era înconjurată de zeci de creaturi mici, verzui și zâmbitoare, și ținea în brațe una dintre ele. Petmei zbucni în râs și păru stânjenită. Aici însoțișem un grup de ajutorare pe Shadab Boran. Soarele lor intrase în faza de implozie și planeta era pe moarte am ajutat la relocarea copiilor. Se apropie de Anakin, îi puse o mână pe umăr și cu cealaltă indică hologramă. Îl vezi pe ăsta mic pe care îl țin în brațe. Se numea. Naki Tula, ceea ce înseamnă dulceață. Era atât de plin de viață, toți copiii aceia au fost așa. Au fost. Nu s-au putut adapta, explică ea posomorâtă. N-au izbutit să trăiască pe alte planete. Anakin făcu o grimasă și ridică iute altă hologramă. Aceasta o arăta pe pedme după vreo doi ani, purtând veșminte oficiale, între doi legislatori mai vârstnici și îmbrăcați la fel. Se uită la prima hologramă, după aceea la a doua, observând că expresia pedmei părea mult mai severă acum. Prima mi-a zis de ucenic legislator, explică ea și de parcă i-ar fi citit gândurile, adăugă, vezi diferența. Anakin examină mai atent holograma, ridică ochii și izbucni în râs, văzând- o ca afișa aceeași expresie lungă și sobră. Pedmer de asemenea, apoi el strânse ușor de umăr și reveni la valize. Padawanul așeză hologramele una lângă cealaltă și le privi mult, mult timp. Două ipostaze ale femeii pe care o iubea. Capitolul 15 Spiderul acvatic conea deasupra lacului, cu jeturile descendente stârnind un siaj foarte ușor, abia vizibil. La răstimpuri, câte un val mai înalt ridica o jerbă de strop fiind peste provă, Anakin și Pedme se bucurau de răcoarea apei și a vântului, ținând ochii pe jumătate închiși și părul lung și castaniu al tinerei flutura în urmă. De la volan, Padia curâdea la fiecare cascadă de felul acela, cu părul sur înfoiat ca o aură în jurul capului. Deasupra apei întotdeauna mai bine. Strigă el cu glas răgușit, acoperind vuietul curentului și al spiderului. Vă place? Pedmei surâse cu sinceritate și bărbatul se aplecă spre ea și reduse accelerația. E și mai distractiv dacă o să o cobor," îi explică. Crezi că o să-ți placă asta, doamnă senator?" Pedme și Anakin îl priviră nesigur și niciunul dintre ei nu înțelese despre ce era vorba. Noi mergeam la insulă," zise Anakin cu o undă de îngrijorare în glas. O să ajungeți și acolo." Hohotisul era padiacu. Împinse o manetă spre înainte și spiderul coborâ pe apă. Padi." Făcut tânăra, bărbatul continua să râdă. Să nu-mi spui că ai uitat." Mugiel și activa acceleratorul. Spiderul țășni pe apă, fără să mai aibă un zbor lin, ciricoșând. Peste suprafața vălurită. Ah, da, în cuvință pedme, îmi amintesc. După un moment de șoc inițial, uitându-se de la pedme la padi, și întrebându-se dacă pilotul nu avea cumva vreun plan diabolic, Anakin înțelese despre ce era vorba și fu de asemenea fascinat de călătoria plină de zdruncinături. Acum gerbele de apă erau aproape continue, ridicate de prova ascuțită și revărsându-se peste ei. Minunat! Exclamă Pedme. Anakin nu putea contrazice. Petrecem prea mult timp controlându-ne strict emoțiile, replică el. Gândurile îi reveniră la anii copilăriei petrecuți pe tatuine, când participa la cursele de atașe pe trasee nebunești, flirtând cu pericolul. Acum era cam la fel, mai ales atunci când Paddy, care nu părea că, S-ar fi grăbit să ajungă la debarcaderul insulei, manevră spiderul de la un val la altul, în zigzag. Anachim fuimit fu să constate felul în care manevra aceea relativ minoră, coborârea pe suprafața apei în locul zborului limpede asupra ei, modificase cu totul perspectiva călătoriei. Era adevărat și o știa că tehnologia îmbălânzise galaxia și chiar dacă asta era un lucru bun, vorbind în termenii eficienței și confortului, el nu putea să nu creadă că se pierduse totuși ceva, surescitarea produsă de existența trăită pe muchia pericolului. Sau senzațiile pur și simplu tactile ale unei asemenea călătorii, ricoșând peste valuri, simțind vântul și gerbele de strop răcoritori. La un moment dat, pad înclină spiderul atât de mult pe o parte, încât ambii pasageri crezură că se vor răsturna. Anakin cât pe aici să pătrundă în forță, pentru a stabiliza vehiculul, dar se opri la timp pentru a se bucura de senzațiile incitante. Nu se răsturnară, fiindcă pad era un pilot expert, care știa cum să-și ducă spiderul la limite, fără accidente. Abia mai târziu încetine embarcațiunea și îngădui să plutească în derivă, pentru a acosta la debarcaderul insulei. Pedmel prinse de mână și se aplecă, să-l sărute pe obraz. Mulțumesc! Anakin fu surprins să vadă chipul roșcovan al lui Padim văpăindu-se. A fost distractiv, recunosc cu el. Păi dacă n-ar fi, ce rost ar mai avea? Replică bărbatul cu aspect morocănos și după aceea hohoti din toată inima. În vreme ce Padia Mara Spiderul, Anakin sări pe debarcader, întinse brațul și apucă mâna Petmei, ajutându o să-și păstreze echilibrul, când tânăra coboră, ținând o geantă de voiaj. Vă duc eu bagajele, se oferi padii și Pedmei zâmb. Voi mergeți și vedeți cei de vizitat, nu vă pierdeți timpul cu corvezi. Să pierdem timpul, repetă Pedme cu un ton de melancolie evidentă. Tinerii suiră o scară lungă cu trepte din lemn, trecând pe lângă răzoare de flori și ghilande de iederă. Ieșiră pe o terasă aflată deasupra unor grădin minunate, dincolo de care se întindea lacul scânteietor și munții ce se ridicau după el, smălțuiți în nuanțe albastru și violet. Pedmeș sprijini antebrațele încrucișate pe balustrada terasei și privi peisajul superb. Poți vedea munții reflectați în apă, observa Anakin și surâse clătinând din cap. Apa era aproape nemișcată, iar lumina avea intensitatea optimă, astfel încât oglindirile munților în undele lacului păreau replici perfecte ale crestelor reale. Sigur că da, în cuvință Pedme fără să se clintească. Anakin rămase cu ochii ațintiți asupra ei, până ce Pedmese. Întoarse nedumerită, pentru tine pare ceva evident, spuse padawanul, dar acolo unde am crescut eu nu existau lacuri. Ori de câte ori văd atât de multă apă, fiecare detaliu al ei, tăcu și scutură din cap, evident copălșit, te uimește și mă încântă, completă el zâmbind cald. Tânăra reveni către lac. Cred că este greu să-ți menți entuziasmul față de unele lucruri. Recunoscuia, totuși, după atâția ani, eu continuu să văd frumusețea munților reflectată în apă m-aș putea uita la ei cât este ziua de lungă, în fiecare zi a vieții. Anakin veni lângă balustradă, apropiindu-se foarte mult de Pedme. Închise ochii, îi inspiră parfumul dulce și simți căldura pielii. Când eram în nivelul 3 la școală, spuse ea, veneam aici în vacanțe. Vezi insula aceea? Arătă în depărtare. Înotam zilnic până acolo. Iubesc foarte mult apa. Și eu, Cred că asta se datorează faptului că am crescut pe o planetă deșert. Se uită din nou la ea și ochii să îi absorbiră frumusețea. Își dădea seama că Pedmei simțea căutătura, dar continua să privească deliberat peste apă. Ne întindeam pe nisip, așteptam ca soarele să ne usuce, și încercam să ghicim numele păsărilor care cântau. Mie nu-mi place nisipul. Este aspru, zgrunțuros și irritant. Și pătrunde peste tot. Pedme se întoarse către el. Nu aici, urma Anakin. Așa se întâmpla pe Tatuine, totul era nisipos pe Tatuine. Aici însă totul este moale și catifelat. Fără să-și dea seama, întinse mâna și mângâie brațul pe Fugata să-și retragă degetele, atunci când înțelese ce făcea, dar pentru că tânăra nu obiectă, rămase locului. Pedme părea puțin nesigură, puțin speriată, totuși nu se îndepărtă. Pe insulă locuia un bătrân, își amintia și ochii căprui se pierdură în depărtarea anilor fabrica sticlă din nisip, iar din sticlă meșterea vaze și coliere. Erau fermecate. Anakin se apropie încă puțin, privind-o intens, până ce Pedme se uită la el. Totul de aici este fermecat, spuse el. Puteai să privești în sticla făcută de el și să vezi apa. Puteai. Să vezi cum unduiește și se mișcă. Părea perfect reală, dar nu era. Uneori când crezi despre ceva că e real, devine cu adevărat. Real. Anakin a avut impresia că pedme dorea să-și ferească privirea, dar nu o făcea. Din potrivă, se afunda tot mai mult în ochii lui și el în ochii ei. Credeam că dacă privești prea adânc în sticlă, te vei pierde acolo, șopti tânăra abia auzit. Cred că e adevărat. Anakin înainte pe când vorbea și și-a atinse buzele de ale ei, iar pentru o clipă pedme nu i se împotrivi, ci închise ochii, abandonându-se. Anakin se apropie și mai mult, într-un sărut adevărat și profund, lunecându-și lent buzele peste ale pedmei. Ar fi putut să uite de sine, ar fi putut să o sărute ore întregi, o eternitate. Apoi însă pedme se retrase, brusc, ca și cum s-ar fi trezit dintr-un vis. Nu, n-ar fi trebuit să fac asta, Iar mă spuse Anakin. Când mă aflu în preajma ta, mintea nu -mi mai aparține. O scrută din nou, reîncepând afundarea în sticlă, pierzându-se în frumusețea ei. Momentul însă trecuse și Pedmeș strânse umerii cu brațele și se rezemă de balustradă, privind în depărtare, peste apă. Imediat ce liniile stelare și micșorare elongația cauzată de saltul din hiperspațiu, Oboan Kenob văzu planeta lipsă, exact acolo unde prezisese fluxul gravitațional. Uite-o, R4, drept la locul ei. Se adresă droidului Astromec, care fluiera aprobator din pas stânga a vânătorului. Planeta dispărută, Camino. Într-adevăr, fișierele acele au fost modificate. r 4 pui i curios.